Deci azi continuăm să vorbim despre familia creștină, studiem ce spune Biblia despre familia creștină și vom discuta despre soțul creștin sau bărbatul creștin. Duminica viitoare o să discutăm despre soția creștină, femeia creștină, și după aceea o să luăm o mică vacanță de Crăciun. Dar astăzi vorbim despre soț și data trecută am vorbit despre familie în contextul istoric, am vorbit și despre diferențele culturale care există în Biblie, că în Biblie sunt și unele aspecte culturale ce ne sunt semnalate prin faptul că se vorbește despre ceva ce-i rușine, nu ceva ce-i păcat. Am luat în considerare acele aspecte și am discutat în general. Acum vrem să vorbim mai în detaliu, mai specific. Și luăm așa rând pe rând relațiile sau rolurile din cadrul familiei, anumite situații în viața de familie și o să le discutăm în săptămânile care urmează. Acum discutăm despre soțul creștin, bărbatul creștin. Deci asta nu se aplică doar la nu e doar pentru bărbați, e și pentru soții, ca să știe cum ar trebui să fie bărbaților dacă sunt creștini. E și pentru copii, că o să crească, da, și o să devină bărbați, o să devină soți. Deci este pentru toată lumea. Și primul lucru pe care o să-l discutăm astăzi este legat de identitate. Ce înseamnă să fii un soț creștin? Ce înseamnă să fii un bărbat creștin? S-ar putea să ne gândim, când ne punem astfel de întrebări, să ne sară imediat mintea la comportament, la reguli, că ar trebui să fie așa, să nu fie altcumva. Dar nu putem să discutăm despre comportament, despre astfel de principii de trăire, fără să discutăm mai înainte despre identitate. Pentru că identitatea noastră, înțelegându-ne corect identitatea, atunci vom putea să avem o abordare corectă a idealurilor pe care le avem, a principiilor pe care le avem în privința comportamentului nostru. Care este identitatea unui bărbat, a unui soț creștin? Acum, evident că astăzi o să discutăm despre lucruri care nu sunt exclusive. Unele o să fie exclusive pentru, se aplică exclusiv pentru bărbați. Alte lucruri, evident, că se aplică și la bărbați și la femei, pentru că există mai multe lucruri pe care le au în comun în experiența lor, chiar și din punct de vedere biologic, experiența vieții. Bărbatul și femeia au mai multe lucruri în comun decât au diferit. Deci unele lucruri se vor aplica și femeilor, dar începem să discutăm despre ele gândindu-ne la vocația, la identitatea pe care o are un soț creștin. Și primul lucru pe care îl pun ca și întrebare îi cum ar trebui să ne vedem pe noi înșine? Ar trebui să ne vedem ca soți care suntem creștini sau ca și creștini care suntem soți? Asta s-ar putea să pară așa o afirmație, o întrebare pe care o pun oamenii care au prea mult timp și nu știu ce să facă cu timpul și se tot întorc pe toate părțile, toate ideile astea. Ai zice că e același lucru, dar e o diferență de nuanță, de unde cade accentul. Ce este mai esențial din identitatea ta? Când te gândești la persoana ta, bine, asta se aplică evident și la soție, numai la soț, și la copil. Când te gândești la identitatea ta, Ce este mai de bază, mai esențial din identitatea ta? Ce te definește cel mai mult? Modul cum te gândești la tine însuți. De aceea, ordinea aceasta diferită ne arată o definire diferită. De exemplu, ca să vedem mult mai practic diferența asta de nuanță. Ce faci dacă mâine soția sau soțul îți spune: eu nu mai cred în Dumnezeu, sau eu nu mai cred că Biblia este adevărată, sau eu nu mai vreau să merg la biserică, hai să mergem duminica la mall, să mergem în parc, să facem altceva, eu nu mai cred, nu mai vreau. Ce faci?
Dacă ești un soț care este creștin, sau dacă ești un creștin care este soț, ce te definește ca și ce îți definește identitatea? Evident că ambele sunt partea identității tale, dar ordinea în care punem aceste lucruri s-ar putea să influențeze reacția ta. Zici, dacă soția zice, nu mai, gata, nu mai cred, nu mai mergem, zici, ok, așa facem. Atunci, a fi creștin este doar ceva periferic pentru tine. Pentru că a fi soț și a face lucruri împreună cu soția ta, indiferent care ar fi acelea, e mai important decât a fi creștin. Și atunci există aspecte ale identității noastre care sunt mai în centru identității noastre și altele care sunt mai periferice, care pot să se schimbe, care sunt mai accidentale. De aia e important să ne gândim la identitatea noastră. Și evident că în această viață, fiecare dintre noi și bărbații și femeile, avem mai multe aspecte ale identității. Avem mai multe vocații pe care le dobândim treptat în timp. Legat de identitate, legat de aspectul ăsta, de dilema aceasta a identității, a lucrurilor care sunt centrale și altora care sunt periferice. Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos despre aceste lucruri. Matei 12:37 spune: cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Deci când e vorba de identitatea noastră ca și creștini față de locul nostru în familie și legătura noastră cu familia, Iisus spune că familia nu trebuie să vină mai presus decât Hristos. Familia nu trebuie să vină mai presus decât Hristos. Familia este o valoare a creștinismului, dar nu este o valoare dintre aceasta absolută, supremă, ci își are locul ei și trebuie să înțelegem locul ei. Nu înseamnă că trebuie să ne urâm rudele sau să fim lipsiți de respect față de mamă, tată, fiu, fiică, să nu ne îngrijim de familia noastră. Dar nu este prioritate față de Hristos, față de cuvântul lui Hristos și de lucrarea lui Hristos în viața noastră prin biserică. Uitați ce spune Iisus în Matei 19. Oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Acum, asta nu înseamnă că trebuie să-ți abandonezi familia, trebuie să-ți abandonezi copiii. În antichitate, din păcate, mișcarea monastică, primele generații de călugări din antichitate au fost, o mare parte din ei, oameni care și-au abandonat familiile, soți care și-au abandonat soțiile și s-au călugărit. Și-au lăsat soția, copiii acasă și a zis, gata, eu vreau să fiu călugăr. Pentru că, după cum spunea Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți episcopi care a definit monasticismul în antichitate, doar așa poți să fii sigur de mântuirea ta dacă ești călugăr. Așa spunea. Deci nu-i vorba să-ți abandonezi familia sau să-ți neglijezi familia, dar poate să fie o situație în care să fie o ruptură, o diferență de direcție între familie și un credincios. Dacă cineva din familie spune, eu nu mai cred, eu nu mai merg în direcția asta, tu ce o să faci? O să stai mai degrabă în direcția în care merge familia, oricare ar fi acea direcție? Sau, crezând promisiunea lui Hristos, o să asculți de Hristos, chiar dacă asta înseamnă o pierdere parțială a unor aspecte din viața de familie? Și ceea ce cred că arată aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos este că chiar și față de familie, nu doar față de țară, nu doar față de locul tău de muncă, nu doar față de alte dorințe mai neimportante, ci chiar și față de valori importante cum ar fi familia, Hristos trebuie să aibă prioritate în viața ta. Și aceea, catehismul nostru vorbește despre această identitate, despre acest nume pe care îl avem ca și credincioși, creștini,
Creștin vine de la Hristos. Și catehismul spune, ne întreabă de ce te numești creștin? Pentru că prin credință sunt un mădular al lui Hristos și astfel împărtășesc ungerea sa pentru ca să-i mărturisesc numele, să-mi aduc viața ca o jertfă vie de mulțumire pentru el, să lupt în această lume cu o conștiință curată împotriva păcatului și a diavolului, iar apoi în eternitate să stăpânesc cu Hristos asupra întregii creații. Identitatea noastră ca și creștini înseamnă să avem rolul nostru în lume, direcția noastră în viață determinată de unirea noastră cu Hristos, de faptul că purtăm numele lui Hristos. Și spuneam că am făcut o listă a diverselor roluri pe care le avem în funcție de identitatea noastră. Cine ești, identitatea pe care o ai determină rolurile pe care trebuie să ți le asumi în viață, și în viață dobândim treptat mai multe vocații. Asta e lista pe care am făcut-o cu vocații pe care le avem în ordinea cronologică în care apar în viața noastră. În primul rând avem vocația de copil. Ne naștem într-o familie și evident că dacă vorbim despre soțul creștin, atunci evident, după ce un fiu s-a căsătorit, nu mai are aceeași relație cu părinții, dar asta e prima vocație pe care o avem, vocația de copii. Apoi, dobândim prin intrarea în biserică, prin botez și prin mărturisirea credinței ulterioare, suntem creștini. Avem vocația de creștini. Copiii care sunt în mijlocul nostru au această vocație de creștini. Când o să crească și o să ajungă la 18 ani, au și vocația de cetățeni, pot să voteze. După aceea, după ce termină școala, eventual, sperăm că vor începe să muncească și vor avea o altă vocație de muncitori, de angajați, locul de muncă. Apoi, vor dobândi vocația de soț, soț și soție. Am pus-o după muncă pentru că trebuie copilul să aibă un venit înainte să se gândească la o căsătorie. Asta înseamnă să formezi o familie, să poți să lași pe mamă și pe tată ca să te întreții. Și apoi, evident, că un bărbat creștin are și vocația de tată. Acestea sunt vocațiile, așa cum le dobândim pe parcursul vieții, în ordine cronologică, dar ordinea aceasta cronologică nu este și ordinea în care ar trebui să ne gândim noi la identitatea noastră. Nu este și prioritatea noastră. Și ceea ce vă sugerez că ar fi prioritatea, modul în care trebuie să le ordonăm, ar fi așa. Că în primul rând, un soț creștin, un bărbat, ar trebui să își vadă vocația de creștin, pe care o are împreună cu soția, pe care o are împreună și cu copiii, aceeași vocație de creștin. Vocația de creștin ar trebui să fie cel mai important aspect al identității noastre. Apoi urmează vocația de soț și cred că după îndatoririle pe care le avem față de Hristos, față de Dumnezeu, privind la Noul Testament, vedem că datoria în cadrul familiei față de soț, față de soție, este următoarea în ce privește responsabilitatea noastră, în ce privește loialitatea noastră. Vocația de soț este mai importantă decât vocația de cetățean sau vocația de muncitor. Dar ce se întâmplă de multe ori pentru bărbați și pentru femei în ziua de azi? Pentru mulți, vocația de muncitor ajunge să fie pusă pe locul întâi. Așa ajunge cineva să-și neglijeze familia, soția, biserica, pentru că pune pe primul loc ceea ce n-ar trebui să fie pe primul loc. Loialitatea noastră față de compania la care lucrăm sau față de țara în care locuim este mult mai periferică în identitatea noastră decât vocația de creștin, vocația de soț, de tată, de fiu. De ce? Când nu-ți mai convine locul de muncă de la o companie, îți dai demisia și te muți în altă parte. Nu-i păcat, nu-i o chestie morală. Nu-ți mai place într-un loc, mergi în alt loc. Când nu-ți mai convine să fii cetățean al acestei țări,
îți renunți la cetățenie și te muți în altă parte. Nu e nicio problemă. N-ai vreo datorie veșnică față de această țară. Nu-ți mai place aici, mergi în altă parte. Oriunde ai locui, trebuie să asculți de legi și să respecti conducătorii în locul acela. Dar nu ai o datorie față de această țară, să rămâi aici neapărat. Nu, poți să te muți în altă parte. Cum eu zic să rămâneți toți în București, să nu vă mutați, dar ca și idee, da? Nu e un păcat, da? Nu o să vă excomunicăm. Da? Dar dacă nu avem în minte clar ordinea priorităților, când suntem în anumite circumstanțe, o să ajungem să avem o trăire greșită, tocmai pentru că nu ne înțelegem corect identitatea și locul și loialitatea pe care trebuie să le avem față de fiecare din aceste aspecte ale vieții noastre. Evident, după ce ești căsătorit, vedem asta din Noul Testament, loialitatea ta și responsabilitatea ta e pentru familia ta, nu pentru familia părinților. Asta că mai sunt soții sau soți care merg la mamă, merg la tata să întrebe în loc să rezolve problemele în cadrul familiei. Deci, toate acestea sunt valabile, dar ele sunt diferite și trebuie să le înțelegem corect ca să putem să avem o trăire corectă. Pentru că, în funcție de modul în care ne înțelegem identitatea, în funcție de modul în care ne vedem rolurile pe care le avem în viață, așa o să fie portarea noastră. De-aia nu putem numai să sărim direct la fă asta, nu fă asta și așa mai departe. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Ca apoi toate regulile, toate poruncile să le putem încadra la locul potrivit. Așa cum fiecare rotiță de aici, fiecare pinion are așa locul și rolul ei în locul respectiv. Dacă o muți în altă parte, nu mai funcționează. Am încercat, nu sunt eu inginer, dar am încercat să ilustrez așa ceva. Și unul dintre cele mai importante texte pentru soțul creștin, pentru bărbatul creștin, este în Efeseni, capitolul 5, unde apostolul Pavel spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupului, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Este un text foarte, foarte important și dacă vă aduceți aminte, data trecută este revoluționar în cultura antică, pentru că cultura antică avea o altă perspectivă despre femei, despre rolul pe care îl are bărbatul față de femeie. Și vedem că soțul trebuie să se gândească la el însuși și la locul pe care îl are în această relație, dându-și seama că trebuie să se jertfiască pentru soție, având oarecum modelul lui Hristos care s-a jertfit pentru biserică, să protejeze soția și să se îngrijească de soție. Și ceea ce putem să vedem la aceste trei aspecte, jertfire pentru soție, protejare și îngrijire, este că soțul trebuie să se vadă pe sine însuși ca având această responsabilitate de a se îngriji de soție cum îl vede nevoia să se îngrijească de el însuși. Cu alte cuvinte, soțul nu trebuie să vadă, să gândească relația asta ca și cum soția există pentru el. Și când se gândește la sine, trebuie să se gândească și se gândește la relație, trebuie să își vadă acest rol pe care îl are, această atitudine pe care trebuie să o aibă. Prioritatea pentru soț nu e să țină minte toate versetele care se vorbește despre femeie și să se aștepte în fiecare zi ca toate să fie împlinite, ci prioritatea soțului este să aibă această atitudine, să se jertfească. Și evident că privind la unele texte din Biblie, după cum am discutat și data trecută despre
despre aspecte culturale, uneori anumite aspecte culturale din Noul Testament, cum era cazul faptului că nu existau discuții mixte între bărbați și femei în public. Și pentru noi astăzi nu mai este ceva ciudat să stăm de vorbă, o femeie căsătorită să stea de vorbă aici la o cafea cu un bărbat căsătorit, nu este ceva ciudat, dar în vremea antică era ceva ce nu era acceptat. Și unii au luat acele texte și unii bărbați au explorat toate acele texte din Noul Testament și au construit o familie și o societate în care au cerut o separare foarte strictă și o supunere foarte strictă a femeii în toate lucrurile. Dar nu asta e atitudinea pe care trebuie să o avem ca și bărbați. Ca și bărbați trebuie să ne întrebăm în primul rând cum ne jertfim. Și doar atunci, doar când bărbatul are ca și prioritate jertfirea de sine, doar atunci vor avea sens și alte versete care vor vorbi despre respectul soției. Soțul nu trebuie să se gândească la faptul că soția există pentru sine, chiar dacă, privind la Genesa 1 și 2, vedem că Dumnezeu a creat bărbat și femeie tocmai pentru că nu este bine ca omul să fie singur. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, da, soția există pentru soț și soțul există pentru soție, sunt împreună, formează familia, dar atitudinea noastră trebuie să fie una de jertfire. Să ne gândim mai mult la faptul că noi existăm pentru soțul sau soția noastră decât să ne gândim că ei există pentru noi. Față de această atitudine există câteva alternative nebiblice care s-au manifestat în istorie. În primul rând, obiectificarea femeii în antichitate. Și aici asta se întâmpla în primul rând prin sclavie. Primul lucru ce făceai în adolescență e că îți cumpărai sclave. Îți cumpărai sclave care erau numite concubine și își cumpărau prietenii, se asociau, puneau bani și cumpărau împreună concubine. După aceea un bărbat de-a lungul vieții și cumpăra mai multe astfel de concubine care erau, continuau să existe și în timpul căsătoriei alături de soție. Soția era doar mijlocul prin care bărbatul avea copii legitimi care puteau să preia moștenirea. Nu vreau să spun că niciun bărbat nu și-a iubit soția și că nu s-a căsătorit din dragoste, dar pe lângă o soție avea, toți bărbații aveau și aceste sclave, aceste concubine. Acele sclave, dar și soția, erau în mare măsură obiectificate. Erau tratate diferit față de locul pe care bărbații îl aveau în societate. Acum, pe măsură ce credința creștină s-a răspândit, biserica nu a acceptat așa ceva. Vedem clar în Noul Testament, viața sexuală este între un bărbat și o femeie în cadrul căsătoriei, o căsătorie care durează toată viața. Nu cu concubine, nu cu alte persoane, nu 5 ani cu o persoană, 5 ani cu alta, așa mai departe, cum se practica atunci și se practică și acum, ci doar familia, doar în cadrul familiei. Acum, în ce s-a întâmplat, din păcate, în Evul Mediu, e că femeia a fost tratată în multe locuri și în mare măsură ca și cum ar fi fost unul dintre copii sau ca și cum ar fi fost unul dintre slujitori. N-a avut drepturi. N-a putut să-și deschidă cont în bancă, n-a putut să voteze. Cu mici excepții, drepturile erau foarte limitate, femeia era ca și un copil. Din punctul nostru de vedere, așa ceva nu se găsește în Biblie. Este parte din cultură și este o cultură nocivă care este rezultatul blestemului care există datorită păcatului. Nu este ceva ce trebuie să menținem. Atunci când ne gândim la faptul că ar trebui să ne iubim soția ca pe noi înșine, ca și soți, că ar trebui să o cinstim, că ar trebui să o tratăm cu aceeași grijă cu care ne tratăm pe noi înșine, nu există un motiv pentru care să refuzăm soțiilor dreptul de a avea un cont în bancă sau de a avea cetățenie, să poată să voteze. Deci,
Acele sunt aspecte culturale care au fost foarte nefericite, dar după acele aspecte culturale, care în mare măsură existau și în Antichitate, nici în Antichitate nu aveau voie să voteze și nu aveau cetățenie, ne întoarcem în modernitate, în care în modernitate avem o combinație între obiectificarea antică și ceva nou, o emancipare pe bună dreptate a femeilor. Avem această eliberare din anumite puncte de vedere, dar în același timp femeia continuă să fie folosită din punct de vedere economic pentru aspect, ca să vândă produse și în același timp femeii cu această iluzie a împlinirii prin carieră, femeia este ademenită în a urma același fel de viață ca un bărbat și în aspectul de a nu avea copii. Că dacă o să fie ca un bărbat și o să fie 100% din timp implicată în carieră, atunci o să fie cu adevărat împlinită. Și e amuzant cum femeia se gândește că dacă stă toată ziua și lucrează la o companie, este avansată și liberă. Dacă stă acasă și lucrează toată ziua, e înapoiată și nu își pierde viața. Deci cultura modernă se folosește de diverse aspecte ale diferențelor care există între bărbați și femei. Pe de o parte aduce o îndreptare față de anumite probleme care existau în Evul Mediu, dar și în Antichitate, dar în același timp, modernitatea întorcându-se la etica sexuală a Antichității, în continuare exploatează femeile din acest punct de vedere. Acestea sunt alternativele nebiblice cu care ne confruntăm și noi astăzi, pentru că în jurul nostru tot mai multe femei sunt atrase de o astfel de viață în care renunță la vocația de a fi mame, deși simt această dorință de a fi mame, doar ca să nu aibă limitări în carieră, sau pentru că bărbații le tratează așa cum bărbații tratau femeile și în Antichitate. Le exploatează, se folosesc de ele pentru o vreme și după aceea le abandonează. Și lucrul acesta se întâmplă, din păcate, de foarte multe ori. Având în vedere această situație, care sunt principiile morale, care este idealul de comportament, de purtare pe care trebuie să-l aibă un bărbat, un soț creștin? Aș menționa trei. Primul aspect este protejarea soției în momentele de vulnerabilitate. Și vedem, am citit și textul în Efeseni 5 și textul acesta din 1 Petru 3 spune: dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Femeia să fie, soția creștină să fie respectată, să fie protejată, pentru că are nevoie de protejare în anumite momente ale vieții. Poate că unele femei sunt foarte puternice și pot și să lucreze pe șantier și să se ocupe de toate treburile. Poate că unii soți nu sunt așa puternici, da? Dar, în general, chiar luând în considerare și aceste diferențe, există momente în care o soție are nevoie de protecție. Există momente de vulnerabilitate, când o soție este însărcinată, când o soție se îngrijește de un copil mic acasă. Responsabilitatea pentru îngrijire nu este a statului. Responsabilitatea este a soțului. Acum, e foarte frumos dacă statul dă acea indemnizație pentru creșterea copilului, dar este responsabilitatea soțului să se îngrijească de soție în aceste momente de vulnerabilitate. Apoi, un alt lucru foarte important este loialitatea față de soție până la sfârșitul vieții. Nu vreau să spun că asta nu se aplică și la soție, dar tind să cred că este o problemă mai mare
la soți. Și asta pentru că Iisus nu le spune femeilor că ori de câte ori privesc la un bărbat și, și poftesc, păcătuiesc, într-un anumit sens se aplică, dar este o problemă mai mare în cazul bărbaților. Loialitatea față de soție până la sfârșitul vieții. Maleahi 2,16 spune: eu urăsc divorțul, zice Domnul. Și Iisus spune Matei 19: oricine își lasă nevasta afară din pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Deci Biblia condamnă părăsirea soțului sau părăsirea soției. Căsătoria este până la moarte. Căsătoria este până la moarte. Și în cazul soțului s-ar putea să fie tot timpul înconjurat de alte persoane, de alte fete, de alte femei care să-i atragă atenția și să înceapă să poftească, să înceapă să-și dorească o relație cu acele persoane. Astfel vedem obiectificarea femeii, schimbarea soției. Și din păcate mulți se comportă în privința asta ca și cum schimb mașina. S-a învechit 5 ani, e alta. Loialitatea față de soție până la sfârșitul vieții este clar stabilită în Scripturi. Nu e un aspect cultural, tocmai că e un aspect împotriva culturii de atunci, care predominant crede altceva. Și asta e ceva ce trebuie să avem în vedere de la început, când intrăm într-o relație de căsătorie. Dacă te căsătorești cu cineva și săptămâna următoare are un accident și ajunge în căruciorul cu rotile, nu mai este aceeași persoană cu care te-ai căsătorit, din anumite puncte de vedere. Dar a fi căsătorit înseamnă că, indiferent de modul în care se schimbă circumstanțele, rămâi alături de acea persoană, te jertfești pentru acea persoană, iubești acea persoană, te îngrijești de acea persoană, oricare ar fi circumstanțele. Nu când nu-ți mai convine, gata, am găsit pe altcineva care îmi convine mai mult. Aceasta este cadrul de familie pe care Dumnezeu l-a creat pentru ca să avem și o bunăstare temporară a relațiilor, să avem alături de noi cineva care se îngrijește de noi, cineva care ne iubește, și este și modul în care ne arătăm recunoștința și dragostea față de Dumnezeu, prin faptul că ne iubim pe cei din jurul nostru, pe cei cu care avem această relație de căsătorie. Evident că fiecare dintre noi avem slăbiciuni, avem păcate, avem momente în care ne este greu, momente în care s-ar putea chiar să cădem în păcate sexuale, dar modul în care trebuie să vedem familia, modul în care trebuie să vedem relația aceasta este astfel, o loialitate pentru întreaga viață. Pe altă parte, un alt lucru pe care îl vedem în Noul Testament este și faptul că bărbatul trebuie să-și asume acea responsabilitate pe care nu și-a asumat-o la începutul istoriei. Asumarea unei responsabilități spirituale este o datorie a soțului, nu pentru că soția n-ar avea nicio responsabilitate spirituală, ci pentru că, în mod special, soțul este chemat să își asume această responsabilitate. Uitați ce face Adam după căderea în păcat. Ce zice la Dumnezeu? Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Toată scena aceea din Genesa 3 este atât de bizară. Femeia are dilema aceasta, crede minciuna pe care o spune diavolul, dar Adam este complet absent din toată scena aia. El lui se dă, el bagă în gură, mănâncă, e ca și... e absent. Nu-și asumă deloc responsabilitatea. Acum, există și situația în care femeile uneori, soțiile, s-ar putea să fie soții care să nu-și asume responsabilitatea spirituală. Dar aici Adam nu și-a asumat-o și există acest risc ca soțul să nu-și asume responsabilitatea spirituală pe care o are. De a conduce familia, de a avea inițiativa, de a învăța copiii în credință.
În unele cercuri se folosește exprimarea aceasta că bărbatul este preotul casei. Eu nu sunt de acord cu această afirmație, pentru că nu e în Biblie, dar și pentru că e exagerată. Bărbatul nu este un fel de intermediar între familie și Dumnezeu sau între familie și biserică. Soția și copiii au parte de aceeași slujire a bisericii, de aceeași păstorire din partea bisericii, nu sunt separați sub administrarea soțului. Dar există un sens în care, fiind într-o relație în care există unele responsabilități pe care le are femeia, pe care nu le are bărbatul, că nu naște copii, la fel există unele responsabilități care, în primul rând, cel mai mult au fost adresate bărbatului, nu în sens exclusiv, dar există un sens în care bărbatul trebuie să își asume această responsabilitate a direcției spirituale a familiei. Trăim într-o vreme în care nu doar că oamenii din jur nu mai aderă la aceste standarde, ci trăim într-o vreme în care familia ajunge să fie desfințată nu prin divorț, ci prin faptul că oamenii nu se mai căsătoresc. Și atât noi, cât și copiii noștri vom trăi în societăți care vor fi tot mai asemănătoare cu acea societate antică în care oamenii nu se căsătoresc decât doar din anumite interese economice, că și astăzi. De ce se căsătoresc oamenii? Ca să-și iau un credit împreună, ca să facă bani de nuntă, sau că o rămas însărcinată partenera. Și trăim într-o vreme în care, prin abandonarea credinței creștine, oamenii necreștini trăiesc așa, cum trăiau oamenii necreștini și în antichitate. Dar, indiferent de direcția în care merge societatea din jurul nostru, dacă noi suntem creștini, ne-am vorbit despre identitate la început, dacă suntem creștini, ne asumăm aceste roluri și ne asumăm această purtare. Dacă în primul rând suntem români, atunci facem tot ce fac românii din jur. Dacă în primul rând suntem creștini, atunci ne ghidăm după acest standard. Și chiar în momentele în care eșuăm, cerem ajutorul. Avem cadrul bisericii în care putem să fim sfătuiți, în care putem să fim ajutați, în care putem să găsim reconciliere cu Dumnezeu și ajutor ca să ne îndreptăm viața.